Vedeți, jucători sub 21 de ani din lotul de anul trecut nu mai sunt decât doi, Florescu și Tirica. Restul și-au depășit vârsta și automat, jucând cu trei jucători sub 21, trebuie să aduci foarte proaspete. Urcăm de la echipa de Liga 3-a cel puțin 6 jucători și probabil suntem în discuții cu încă un jucător de la echipa lui GK Hagi viitor. Vor fi în jur de 90 jucători sub 21 de ani, în care se vor alege cei trei care vor fi titulari meci de meci. În această situație, ca și Chindia, CS Mioveni nu și-a stabilit încă un obiectiv de performanță pentru noul sezon al Ligii a doua, chit că a început deja să transfere jucătorii. Dorim să facem o reconstrucție la echipă, să promovăm acești jucători tineri, să le dăm o șansă de a juca la un nivel superior și rezultate cât mai bune pentru echipa de fotbal, pentru a promova imaginea orașului. Obiectivul vom stabili probabil înainte de începerea campionatului și atunci vom avea mai multe discuții pe această temă. Să înțeleg că aș fi dispus oarecum să sacrificați un sezon, să spunem așa, pentru a construi o echipă puternică pe viitor? Sigur, e posibil și acest lucru. Un capitol special vizat în această vară este ofensiva, însă mai mari CS-ului sunt hotărâți să aducă jucători cu experiență. Încă așteptăm să se definitivate lotul de ligă. V-am zis, am avut discuții cu vreo 4 jucători, gen Mazarache, gen Popovici, care au ales Liga 1. Sigur vom aduce un atacant bun.